Deoarece în ultimii 30 și ceva de ani, la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, oamenii au foarte des atacuri de cord, m-am gândit să vă prezint astăzi o mudră care este extrem de eficientă în cazul acestei afecțiuni. Se numește Apan Vayu Mudra, în engleză îi se spune Life Saving Mudra, mudra pentru salvarea vieții, iar în hindi se numește Mrityunjivani Mudra, care înseamnă mudra care te scoate din infarct sau din atac de cord. Este eficientă, așa cum am spus, în atacul de cord, în angina pectorală, în palpitații, dureri de cap, dureri de dinți, dureri de spate, de încheieturi, de călcâi sau chiar dureri de burtă. Regularizează bătăile inimii, atât în cazul tahicardiei, cât și al bradicardiei. Dacă un om cade pe stradă cu atac de cord, până vine salvarea, îl putem scoate din ghearele morții cu această mudră. Să vă arăt cum se realizează mudra. Palma se așează pe genunchi, degetul arătător se aduce la baza degetului mare, iar degetul mare, inelar și mijlociu se ating la vârf. Degetul mic stă ușor întins. În această poziție nu se mișcă nici degetele și nici mâinile în timpul cât efectuăm această mudră. Este de asemenea eficientă în toate bolile provocate de excesul elementelor vânt sau aer și foc și a umorilor vata și pita, dar și de deficiența elementelor pământ și eter și a umorii kapha. Se poate practica oricând și oriunde, însă eficiența maximă este dimineața de vreme și mai ales în timpul meditației. Mudra poate fi practicată minim 15 minute și se poate ajunge până la 45-50 de minute pe zi. Se poate în repriză de 10, 15, 30 de minute. Pentru a avea efect, este bine să fie practicată cel puțin timp de 10 zile. În timpul practicării acestei mudre se realizează o calmare a minții, o relaxare a corpului prin reducerea elementului vânt sau vaiu. Reduce focul digestiv și mărește capacitatea pulmonară. Ne putem imagina, în timp ce ținem această mudră, că avem în dreptul inimii un boboc de trandafir roșu care se deschide cu câte o petală la fiecare expirație. La început putem să ne închipuim că floarea are mai puține petale și putem ajunge până la 30 sau 36 de petale. Se poate, această mudră are o eficiență mai mare dacă luăm suplimente cu vitamina E din germen de grâu, de asemenea suplimente cu magneziu și dacă folosim ca plantă medicinală roinița, Melissa officinalis. Vă urez multă sănătate!